Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vorbim un pic, prieteni, despre incredibilul scandal cu Madame Șoșoacă. Am vrea părerile voastre. Era să întreb ce a făcut, da. Nu, probabil că ați văzut incidentul, mă rog. Madame Șoșoacă și soțul, Silvestru, sunt acuzați că au sechestrat o echipă de jurnaliști de la postul public italian, Rai 1. Cu scandalul de rigoare. Că doamna Șoșoacă, atunci când apare undeva, trebuie să fie cu răcnete și țipete. Da, îmi pare rău dacă sunt simpatizanți de-ai doamnei Șoșoacă pe frecvență. Îmi cer scuze că am făcut-o madame, dar asta îmi inspiră. Bun. Deci, ce părere aveți? Ce-i de făcut? Ar trebui să reacționăm? Sau să ignorăm? Să o ignorăm? Care e cea mai bună reacție? La noi, opinia publică, la asta mă refer. Nu neapărat la media. Media este obligată să relateze. Ce să fac opinia publică față de doamna Șoșoacă? Iar despre autorități, ce cereți? Ce așteptați să se întâmple? Dați-ne mesaje, uite, la, pe WhatsApp 0728-3132 și cât ne scrieți voi, eu vă relatez ce s-a întâmplat. Așa vă prezint ambele variante. Obiectiv. Deci echipa de la televiziunea italiană, Rai 1, e televiziunea publică, s-a prezentat la biroul doamnei Șoșoacă pentru un interviu. E o discuție la care senatoarea achiesase deja. Deci era un interviu, nu că au luat-o prin surprindere. Au venit. A fost de acord. Da. Ceva s-a întâmplat în cadrul acestui interviu, versiune diferă. Doamna Șoșoacă spune că jurnaliștii au început să pună și alte întrebări decât cele la care fusese de acord să răspundă și să filmeze cadre prin birou, fără acordul ei, ceea ce i s-a părut dânsei incorrect. De asemenea, i s-a părut suspect că, deși i se spusese că echipa e de la Rai 1, reporterița era italiancă, dar, spunând însă, cameramanul era sârb și celălalt membru al echipei era turc. Da, acum, ca o paranteză, ca jurnaliști, noi vă spunem că asta... Mereu... Dar nu e vreo chestie nemai întâlnită, să știi, să fie echipe internaționale. Da, dar nu vii cu turiști, tati. De noi cu turcii am gen. Bătut în istorie, adică aveam... Da, mă rog, poate că doamna Șoșoacă n-avea de unde să știe, dânsa s-a mirat, că de ce aia era italiancă și ceilalți nu. Mai să mai întâmplă, doamna Șoșoacă, acum, na, fiecare... Bun. Eu am glumit cu turcii, să nu, doamne da, ferici. Așa. De asemenea că se filmează cadre de ilustrație într-un interviu, într-un birou, și ăsta e un lucru foarte obișnuit pentru ilustrație. Bun. Senatoarea mai spune că în momentul respectiv ar fi cerut jurnaliștilor să se legitimeze, s-a enervat și de la traducere, a zis că dânsa știe engleză și franceză și să nu fie păcălită. Și s-a enervat de la traducere și le-a cerut jurnaliștilor să se legitimeze. Iar aceștia ar fi refuzat, moment în care ea a sunat la 112 și a cerut ajutor. În timp ce jurnalista italiană, citez, a ieșit urlând că e sechestrată. Păi, din moment ce te-am lăsat să ieși, unde e sechestrată? A explicat ulterior doamna Șoșoacă. Poliția a venit, doamna Șoșoacă susține că polițiștii i-au agresat soțul, care încerca să o apere de jurnalista italiană, care ar fi atacat-o. Dar soțul ce căuta acolo? Era și dânsul, e asistent ceva pe acolo. Bun, asta e versiunea dânsei, noi doar vă relatăm. De partea cealaltă, Lucia Goraci, jurnalista respectivă, dânsa e o ziaristă cu multă experiență, inclusiv în teatre de război, spune că situația a început să degenereze după ce echipa a observat că sacii negri pe care îi prezent, de plastic, pe care îi prezentase soțul doamnei Șoșoacă drept saci mortuari, erau de fapt niște saci de gunoi luați din bucătăria apartamentului. Deci discutau despre pandemie și despre vaccinare și doamna Șoșoacă a zis că nu există nicio pandemie și soțul înțeleg că ar fi adus niște saci. A zis, uite, în astfel de saci sunt îngropați oamenii dezbrăcați în această țară. Și echipa a văzut că erau saci de gunoi luați din bucătărie și ar fi filmat chestia asta. Ăsta ar fi fost momentul în care senatoarea a oprit interviul, deranjată, și a împiedicat echipa să plece. Doamna Goraci ar fi reușit totuși să iasă. A venit poliția, domnul Șoșoacă foarte nervos ar fi îmbrâncit pe toată lumea. Ba chiar i-ar fi smuls masca chirurgicală de pe față și ar fi mușcat-o de mână pe doamna Goraci, da. Cam. Știți că împotriva domnului Silvestru e acum deschis un dosar că ar fi agresat un polițist. Bun, de asemenea, doamna Goraci susține că polițiștii intimidați de doamna Șoșoacă n-au protejat echipa sechestrată. Lucia Goraci a depus o plângere penală la poliție după tot scandalul, a intervenit ambasada Italiei, vă spun, e un scandal monstru. Sindicatele jurnaliștilor reacționează, premierul Nicolae Ciucă cere clarificarea de urgență a circumstanțelor incidentului, consideră inacceptabilă agresarea și sechestrarea jurnaliștilor de la Rai 1. Deci, ce, am vorbit prea mult, nu mai avem timp? Haide-mă, zi acolo un mesaj. Mesaj de la Mihai. Bună dimineața, dacă nu o mai băgăm în seamă, se stinge singură. Sincer, mă uimiți că vorbiți despre ea. Na, am greșit. Altcineva cere control psihiatric pentru intrarea în Parlament.
Eu am văzut filmările respective, da. Și m-a amuzat că am rămas la stadiul de amuzament, pentru că nu pot să judec mai departe ce s-a întâmplat acolo. Da. Era doamna Șoșoacă pe scări și striga: opriți-i, nu-i lăsa să plece, că pentru că mi-au furat ceva din geantă. Da, mi-au furat din geantă, da. Mi-au furat, sigur mi-au furat ceva din geantă. O ie cu mâneci extrem de lungi pentru doamna, da, Șoșoacă. Legate la spate, mă rog. Eu nu înțeleg de ce această doamnă de fiecare dată când apare undeva trebuie să iasă scandal. Adică cu toții cred că am avut vecini de acest gen. E tiparul oriunde ei. Veneau vecinii ăia, ieșea, domne, scandal, mahala și așa mai departe. Pe mine, și ce puteai să le faci? Mă deranjează chestia asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.